5.000 de cadouri constând în dulciuri, fructe și jucării au fost împărțite copiilor din municipiul Suceava de Moș Nicolae din partea deputatului Ioan Bălan, președintele organizației municipale Suceava APDL. Pe scena amenajată în centrul parcului Trei Bărboși au urcat copii de la 15 grădinițe care timp de 2 ore au cântat colinde. Deputatul Ioan Bălan a precizat că evenimentul se înscrie într-un lung șir de acțiuni pe care organizația municipală a desfășurat-o de-a lungul anilor. Este astăzi o acțiune de Moș Nicolae pentru cei mici, îi vedeți într-un număr așa de mare și avem cam 1.000 de copii anunțați din grădinițele municipiului Suceava. Ceea ce e un lucru extrem de important, mă bucură foarte tare, vin în mod organizat, vedeți, au pregătit și un program de colinde. Părinții, bunicii, îi vedeți în față foarte bucuroși, îi aplaudăm cu toții, le dăm și un cadou și până la urmă ne bucurăm și noi alături de ei și ce bucurie mai mare trebuie când vezi copiii pe ăștia mici atât de bucuroși. Această acțiune se înscrie într-un șir lung de acțiuni pe care noi le-am făcut mereu în preajma sărbătorilor și în mod special în cartierul Burdujeni, acolo unde de vreo 6 ani de zile, în fiecare lună de decembrie, mai devreme, mai târziu, pregătim pentru cei mici cadouri și ei, vedeți, ne pregătesc cântări, colinde superbe. În continuare, vă invităm să urmăriți câteva colinde interpretate de cei mici. Seara s-a încheiat cu un recital susținut de artistul Raul.